Bună, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la Atelier de Psihologie. Sunt Ica Secoșan, iar în această seară alături de mine se află doamna psiholog, doctor Lavinia Melania Bratu. Bună seara! Mă bucur tare să ne revedem la Atelier de Psihologie. Bine v-am găsit! Mă bucur și eu. Mă gândeam acum când ați pomenit Atelier de Psihologie, mă gândeam cu drag la munca pe care o am alături de oameni și dorul este să mă reapuc de muncă alături de oameni, face to face, și mă gândeam, Doamne, câte ateliere am parcurs în această perioadă, invariabil cu toții, stând acasă. Atelier de gătit, atelier de joacă cu copii, atelier de făcut tot felul. Ne-am cumva cadrat viețile în perioada aceasta. Mulțumesc mult pentru invitație. Cu drag, noi mulțumim. Lăsați timpurile actuale să vă construiască mai puternici și mai buni ca oameni. Este un îndemn cu care ne-am trezit dimineața, la care ne-am gândit, la care am meditat și ne-am străduit. Cum au fost aceste timpuri? Putem folosi un moment de criză ca prilej de schimbare? Pentru mine a venit clar cu acest gând. Este un moment de criză. Momentul de criză înseamnă schimbare, momentul de criză înseamnă adaptare, momentul de criză poate însemna creativitate. Și atunci, vedeți, eu lucrând cu oameni, lucrând cu mine, lucrând cu copilul meu, cu cei din jurul meu, cu studenții, m-am gândit, ok, despre asta e vorba, ceea ce eu pot să fac și să dăruiesc mai departe, fac pentru mine, mă îndemn pe mine și îndemn pe ceilalți. Am fost foarte activă în perioada aceasta pe mediul online, pe rețele de socializare. Am făcut lucruri pe care nu m-aș fi gândit că le fac până acum și asta pentru că mi-am dorit din tot sufletul, exact așa cum scriam, ca aceste timpuri să nu le lăsăm să treacă peste noi, nu știu, îmbibate cu frică, cu panică, cu dezorientare, care oricum erau venite la pachet. Mă gândeam că putem echilibra prin această putere a noastră de a face lucrurile creativ, de a le construi, de a ne construi zi de zi într-un fel sau altul. Pandemia ne-a oprit însă din obiceiurile noastre, și din cele bune și din cele mai puțin bune. Și pentru că ne-am oprit, foarte mulți oameni au folosit această pauză pentru a medita, pentru a-și analiza viața pe care au avut-o până în acel moment. Un moment bun pentru a dezvolta probabil acele obiceiuri conștiente de care ne-ați mai povestit și în trecut. Aș vrea însă puțin să reluăm această discuție, pentru că știm cu toții ce înseamnă cuvântul obicei. Însă această sintagmă de obiceiuri conștiente înseamnă mai mult decât simpla repetare a unor comportamente. Ce înseamnă un obicei conștient și care ar fi poate cele mai de folos obiceiuri conștiente în aceste vremuri? Noi avem tot felul de activități de zi. Acum ne place să credem că sunt conștiente, că le analizăm și că suntem cumva, le coordonăm zi de zi. Este interesant însă, sunt studii și e în cartea Obișnuințe vechi și Obișnuințe vechi, eu cred că da, Jeremy Dean scrie despre asta. El spune că de fapt undeva între 40 și 60% din activitățile noastre zilnice sunt negândite, nejudecate, sunt automatisme pe care le faci poate un pilot automat. 40%. Și când am fi pe un pilot automat. Ei bine, în această perioadă 40%, uneori chiar și mai mult, dar 40% cu siguranță, adică sunt cercetări făcute în universități celebre, sunt wow, este incredibil cum de fapt noi prin lipsa atenției și prin obișnuințele pe care eu am tot timpul spun, avem nevoie să ne instalăm obiceiul de a ne instala obiceiuri conștiente. Adică ai nevoie să ai o agendă, ai nevoie să ai o structură, ai nevoie să ai un plan, ai nevoie să ai o configurare după care îți desfășori viața. Îmi veți spune că poate este ușor prea robotizat sau prea... Cred că este o adaptare a vremurilor acestora. Cred că este cea mai bună adaptare a vremurilor acestora. Mi-aduc aminte o discuție în această perioadă. Un cuplu căsătorit de peste 20 de ani, la un moment dat,
au stat de vorbă zi de zi și au instalat acest obicei și a fost o surprindere pentru că unul dintre ei a spus celuilalt la un moment dat: știi, în aceste vremuri, eu de fapt îmi dau seama că m-am apropiat de tine și ți-am spus lucruri pe care nu le-am spus niciodată în viața mea nimănui. Și nici ție. Asta poate să facă o perioadă de genul ăsta. Sau mi-aduc aminte pe mama. Mama, care este o femeie acum în pensie, draga de ea, și care locuiește în casa bunicilor la țară, la un moment dat mi-a spus: eu, noi nu ne simțim izolați aici, că suntem tot în mediul nostru, nu mai mergem atât de des la oraș, dar zice: uite, mă plimb prin grădină și am văzut astăzi un pom, un copac atât de frumos, parcă nu l-am văzut niciodată în viața mea. Mi-am dat seama că pur și simplu perioada aceasta, vremea aceasta vine cu o trezire a atenției, o schimbare cumva de paradigmă în conștientul nostru. Se întâmplă lucruri minunate și v-am dat exemplele acestea de undeva mai departe decât oamenii care se cercetează neapărat, da? Cum sunt studenții de la medicină care aveam altfel de dialog sau cum sunt oamenii care au cumva inserat acest proces de a vrea să te dezvolți, a vrea să te cunoști. Și pentru că am spus de tehnologie și pentru că pare puțin robotizat, am să vă spun că Harari, care nu este neapărat un scriitor care să fie pe placul meu, ei bine, în Tim Ferriss, în Tribul Mentorilor, am găsit ceva scris de Harari care mi-a plăcut și m-a mișcat așa din toată ființa. El spune așa: cunoaște-te pe tine însuți este mai actual parcă ca niciodată. Pentru că dacă omul din ziua de azi nu va face asta și nu va intra într-un proces prin care să-și dorească conștient asta, s-ar putea ca tehnologia să o facă mai bine decât o face el în viitor. Suntem pe punctul în care tehnologia ar putea să fie, să ne cunoască mai bine decât noi o facem, noi despre noi. Așa că suntem într-o adaptare, să știți că și eu sunt într-o încercare, cât de mult stau în fața laptopului, cât de mult mă conectez prin intermediul internetului. Am o teamă, dar în același timp sunt super recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit în perioada aceasta, pentru că m-a lăsat să mă conectez așa cum am conectat prin internet, a fost extraordinar în aceste vremuri. Așadar, izolarea, de fapt, a fost un prilej de reconectare. Ne-a fost atât de teamă că stând fiecare în casele noastre se va determina în noi această alienare cumva socială, când de fapt pentru foarte mulți oameni, exact așa cum spuneți, a însemnat exact opusul. Au simțit poate nevoia de reconectare cu familia apropiată, cu prieteni poate cu care n-au vorbit de mult timp, mai mult în această perioadă decât oricând, atunci când suntem în acel procent de 40% de activități automate și în care suntem practic într-un cerc vicios, mergem mai departe cu viața noastră, nu ne oprim, nu rămânem prezenți pentru un moment să înțelegem ce este cu adevărat important, conectarea cu celălalt de lângă noi. Cred că niciodată nu ni se ia ceva și nu ni se dă ceva în schimb. Da? Cred că ar fi bine să fim atenți la lucrurile acestea, că sunt nuanțe atât de fine. Când suntem încercați cu ceva, când suntem privați cu ceva, când se schimbă ceva, tocmai de aia spuneam la început, criza, că e o criză de adaptare, o schimbare de genul acesta, cu siguranță avem ceva pe care putem să-l creștem, putem să punem niște semințe noi, să le creștem pe altele, putem să fim creativi și să aducem plus în viața noastră. Dar pentru asta e foarte, foarte mare nevoie de această încredere sau credință sau, eu știu, nu i-aș spune prezență. Eu tot timpul spun că atenția este un proces metacognitiv chiar pe care ar trebui să-l exercităm în viețile noastre cât mai conștient. Atenția asupra felului în care mă simt, atenția asupra felului în care vorbesc, atenția asupra felului în care gândesc, ce-mi trece pe minte, îmi dă energie, îmi construiește starea sau relațiile sau profesional, mă construiește sau îmi ia din ceea ce eu de fapt vreau să fac sau sunt. Atenția asupra relațiilor și așa mai departe, dar atenția în general. Da, a fost un moment în care ne-am conectat într-un alt mod. Ne-am conectat acasă, în familie, în primul rând, da? Este o provocare de conectare până la urmă cu
cu cei de aproape a fost. Și n-a fost ușor, n-a fost întotdeauna ușor, cu siguranță. Aici intervin mai mulți factori, condiții, poate că nu putem să vorbim la fel pentru cei care au stat cu 2-3 copii într-o cameră de două bloc, două camere într-un bloc sau, mă rog, în condiții, dar diferă foarte mult. E un spațiu care limitează cumva această creativitate, dar tocmai suntem forțați să ne adaptăm și să facem lucrurile într-un fel mai bune. Mi-aduc aminte că atunci când am ieșit prima dată din casă, după vreo două luni, dar am fost cuminți cumva, am ascultat, nu aș dezvolta mai mult, atât, am fost cuminți, am ascultat, am ieșit din casă după vreo două luni într-o alergare dimineața. Și vreau să vă spun că alergam ușor, o plimbare alergare, și salutam pe toată lumea. Oamenii care vedeam erau muncitori care construiau un bloc, pe toți am salutat pe toată lumea. Aveam o nevoie clară și am simțit asta de conectare. La fel cum atunci când am mers prima dată într-un magazin să fac cumpărături, tot așa după o perioadă, eram tristă. Aparent, în prima fază, am fost tristă pentru că aveam toți mască. Nu mi-a trebuit să fac întreg magazinul și să-mi dau seama că, de fapt, eu pot să mă uit în ochii oamenilor și că ei pot să se uite în ochii mei. Și că, de fapt, lucrul ăsta nu l-am făcut conștient până acum. Și am ieșit din magazin fericită, că poate vi se pare așa un vis, dar așa a fost. Am ieșit, am fost conectată cu alți oameni, m-am uitat în ochii lor, s-au uitat în ochii mei și am simțit bucuria aceea. Hei, eu te văd și tu mă vezi pe mine? Și asta înseamnă foarte mult în ce înseamnă umanitatea noastră, în fluxul, în mintea noastră, până la urmă, că mintea e un flux de energie și informație. Și așa am recadrat, așa a fost povestea cu masca pentru mine, am recadrat lucrurile și am zis, ok, atunci când am mască, am ochi cu care pot să mă conectez cu celălalt. Și prin care putem transmite foarte multe informații, dincolo de mască. Absolut, absolut, absolut. Aminteați de atenție. Atenția este un proces mental. O putem educa însă? O putem învăța să fim atenți înspre stimuli, înspre situații, înspre propriul nostru corp, poate, înspre propriile noastre obiceiuri, altfel decât am făcut-o până acum? Putem educa acest proces al atenției? Ca orice alt proces, cu siguranță da. Însă este o muncă cumva în care avem nevoie să inserăm răbdarea, pentru că dacă avem 30 de ani în spate în care nu am făcut asta în mod conștient, lucrurile nu o să se întâmple peste noapte și nu o să se întâmple de la o zi la alta. Poate să fie miraculos de wow schimbarea, dar în general e bine să ne gândim că avem nevoie de răbdare, pentru că mi-am spus la un moment dat, de exemplu eu, în procesul acesta al atenției, mi-am zis vreau să fiu atentă la respirația mea, respirație care înseamnă viață, da? Ia oxigen și îl inspir și expir, adică este suflul vieții, vreau să fiu măcar de 3 ori pe zi să conștientizez procesul respirator și să mă bucur de el. În momentul în care facem lucrul acesta, inspirăm și expirăm, pur și simplu mintea se oprește, nu te mai gândești la nimic pentru că ești cu tine respirând și ai o stare de aliniere și de prezență, pentru că tot vorbim de starea de a fi prezent. Ei bine, atunci, la începuturi, mi-am dat seama că trecea ziua și eu, de fapt, nu eram atentă la nicio respirație. Deci este atunci foarte... V-ați propus să fiți? Exact, exact. Adică, da. Ok, seara, ok, n-am reușit de asta, hai să respir de ori adânc și nădăjduiesc ca mâine să reușesc. Și poate mâine am putut să fac o respirație conștient și poate că așa încet, încet am ajuns să fac asta la o oră și poate că, de fapt, ar trebui să ne gândim la atenție exact cum este un mușchi în corpul nostru, este o zonă la nivelul nostru cortical care are nevoie pentru ca aceste sinapse să se întâmple, să se realizeze această nouă rețea interneuronală, are nevoie de exercițiu. Și în momentul în care exersăm și ne place cumva, ne bucurăm, suntem conștienți și prezenți de exercițiu, începem să devenim atenți la alte lucruri, la tot ce se întâmplă în jurul nostru. Acesta este un bun început. Să fiu conștient de respirația mea de câteva ori pe zi.
Așa putem să fim atenți și ulterior. Sau poți să te gândești, de exemplu, am avut la un moment dat gândul, eu nu mai vreau să mă enervez. Pentru că te mai enervezi, da? Pur și simplu, ni se întâmplă atunci când suntem în planurile noastre, în mintea noastră, când eu vreau să fac ceva și mă gândesc și am ping-pongul acela mental, cum să realizez lucrurile acestea, când vine un stimul din exterior, care este destul de neprevăzut sau brutal uneori, poți să răspunzi la fel și să fii brutal în gândire, da? Să fii relativ în direcția aceea. Și am zis, eu nu mai vreau să fac asta. E bine, dar pentru asta îți trebuie o atenție foarte mare. Îți trebuie o atenție foarte mare, în primul rând, la ce vine din exterior și o atenție asupra ta ca să poți să oprești odată ce aveai tu în minte, să poți să-l percepi pe celălalt și să poți să reacționezi, da? Sau să acționezi în mod normal. De acționăm când suntem brutali, dar putem să acționăm în momentul în care gândim și suntem atenți. Și sunt exerciții foarte, foarte, adică am lucrat cu oameni vis-a-vis de atenție, pregătesc un material și vreau să fac un, era în plan, acum nu știu cum o să se mai numească, seminarii, conferințe, acum poate să numească webinarii, nu știu, legat de atenție, cred că studenților le-ar prinde foarte bine și pentru asta pregătesc un workshop mai lung. Legat de atenție. Care ar fi obstacolele în calea acestor obiceiuri conștiente, inclusiv în calea atenției pe care ne o modelăm și o educăm? Amintează-te răbdare. Sigur, răbdarea nu cred că ne scoate afară din case. Vrem totul la minut, vrem să se întâmple imediat, vrem recompensa a doua zi, dacă s-ar putea, sau poate chiar în acel moment. Atunci când vedem că nu primim rezultatul după 2-3 săptămâni de introducerea unui obicei nou, de mers de sport, de o nouă dietă poate, de un obicei nou mental, renunțăm. Sau întâmpinăm o serie de alte obstacole. Pe lângă răbdare de care avem nevoie, astfel încât să putem observa în timp beneficiile acestor obiceiuri, ce alte obstacole am mai putea întâmpina? La ce să fim atenți, măcar să știm dinainte, astfel încât să anticipăm posibilele obstacole și în momentul în care ele vor apărea în calea noastră, să spunem, aha, știam că vei veni, pot să-ți fac față. Până la urmă putem să vedem aceste obstacole ca un factor care ne crește potențialul în momentul în care vin. De fapt, în momentul în care mergi pe un parcurs lin și prea lin, trebuie să te gândești că trebuie să se întâmple ceva ca să poți să fii provocat să treci la următorul nivel, ca să poți să scoți din potențialul propriu. Noi nu o să ne activăm potențialul de devenire dacă nu suntem provocați să o facem sau dacă nu o facem conștient. Și atunci, să zicem că o facem conștient și alegem să avem un obiectiv, da? Ne dorim, nu știu, am urmărit în această perioadă, de exemplu, 30 de zile să nu consumăm zahăr. A fost un grup pe care l-am creat, au venit oameni, peste 1200 de oameni, am făcut lucrul acesta, a fost fantastic, pentru că mai mult de 100 de persoane au încheiat ieri 30 de zile fără zahăr. Și ce s-a întâmplat și cum am făcut asta, te ajută întotdeauna să poți să faci lucrul acesta când îl faci împreună cu ceilalți. Pentru că autocontrolul împreună cu monitorizarea împreună cu cineva crește cu siguranță procentul sau șansa de a reuși să faci acel ceva. Acum, dacă mă gândesc la individual, ce ai de făcut în momentul în care vrei să atingi un obiectiv, este să nu te abați de la acel obiectiv și să faci în fiecare zi ceva pentru a atinge acel obiectiv. Nu este suficient că îmi doresc să alerg la maraton. Pentru ca să pot să alerg la maraton, am nevoie ca zi de zi să mă antrenez pentru asta. Dacă vreau să scriu o carte, am nevoie ca zi de zi să citesc ceva despre domeniul în care vreau să scriu o carte. Dacă, eu știu, orice exemplu, acestea sunt cele mai apropiate de mine acum, da? Dar orice dorință, obicei pe care vrei să-l instalezi pentru a atinge acea dorință sau un vis pe care îl ai, are nevoie de un program pe care, de un anumit interval orar în agenda ta, pe care să-l pui și exact așa cum dormi, cum mănânci, cum mergi la serviciu, o oră, jumătate de oră, 10 minute, 2 ore, în funcție de ceea ce dorim să parcurgem, ai nevoie să faci în fiecare zi lucrul acela. Și acum o să iau 10 minute. Dacă eu 10 minute, așa de fain zice... wow, acum îmi scapă, dar este atât de faină povestea aceasta că dacă n-ai 10 minute din viață dimineața pentru tine, n-ai o viață.
Da? Deci dacă 10 minute ai pune, te-ai pune să scrii, sau dacă 10 minute ai sta în liniște cu tine, sau dacă 10 minute ai te-ai dimineața când te trezești din pat, ai începe să faci niște exerciții de stretching, sau ai scrie recunoștințe, sau ce vă gândiți, cum va arăta viața mea după 30 de zile în care eu am 10 zile investite în direcția aceasta? Dar oare cum va arăta după un an? Adică lucrurile merg pas cu pas. Individual ai nevoie de această structură, ai nevoie de această disciplină personală pe care să ți-o asumi și pe care, de la care să nu te mai lași. Cum nu te lași de spălatul pe dinți dimineața, la fel nu te lași de acest obicei pe care îl inserezi, da? Conștient. Apoi, puterea grupului este întotdeauna wow. Asta știm, da? Suntem conectați în momentul în care știi că și celălalt are cu tine aceeași provocare și că nu ești singur într-un demers pe care vrei să-l atingi, mai ales atunci când îți este greu, este extraordinar, da? Îți crește puterea, da? Îți crește puterea mult. Și în același timp, în momentul în care poți, cred că acestea ar putea fi, da? Autocontrolul cu propria structură și partea aceasta de mobilizare împreună. E așa un cuvânt fain care l-am spus de atât de multe ori. Este cuvântul cu care eu am început anul și habar n-aveam ce înseamnă și l-am repetat de foarte multe ori. Vedeți ce înseamnă puterea intenției. Asta iar e un exercițiu foarte fain. Am învățat, este și o carte scrisă despre puterea intenției. Cât de important este să-ți fixezi o intenție atunci când începi să faci un lucru. Eu la începutul anului îmi fixez intenția într-un cuvânt. Da? Altă dată e curaj, altă dată e maestrie, altă dată este încredere, altă dată e mulțumesc, altă dată recunoștință. Anul acesta a fost pentru mine împreună. Cât de important este să-ți setezi intenția dimineața când te trezești. Aș vrea ca astăzi să fiu un om echilibrat și să pot să-i ajut pe cei din jurul meu. Aș vrea ca astăzi să pot să rezolv chestiuni care mă privesc și să le fac în liniște. Aș vrea ca astăzi să-mi petrec timp cu cineva. Sunt intenții pe care dacă ni le punem, de fapt e un mindset pe care îl instalăm în mintea noastră și de fapt este drumul pe care ne ducem în momentul în care o facem conștient. Ai spus și de obstacole. Obstacolele, cred că aceasta este cel mai și simplu gând care vreau să vi-l transmit. Atunci când vine un obstacol către tine, înseamnă că ești pregătit să parcurgi ce ai, ce a venit către tine și să fii mai bun decât ai fost înaintea acelui obstacol. Nu este ușor, dar este un gând și o credință, pentru că potențialul nostru este uriaș. Nu vreau să mă duc înspre spiritualitate. Aș rămâne doar în sfera psihologiei și aș spune că potențialul nostru este nelimitat atunci când exersăm, credem și ne punem aceste gânduri. Zi de zi ne inserăm în mintea noastră. Da? Robin Sharma zice atât de frumos: fiecare om ar putea să fie cel mai bun din lume la ceva dacă ar ști care e acel ceva, l-ar descoperi și ar lucra zilnic pentru asta. Obstacolul vine să ne facă mai puternici, să-l primim ca pe un prieten, să avem puterea să mergem mai departe, pentru că sigur, cu siguranță putem să o facem. Toată lumea are acest potențial de transformare. Deseori folosim o serie de raționalizări. Nu pot să fac asta, m-am obișnuit de 20 de ani, de 30 de ani, am un anumit obicei, mi-este greu să mă schimb. Pe lângă asta mai folosim și acel dublu standard, ne așteptăm ca celălalt să se schimbe, noi mai puțin. Putem să folosim acest potențial de transformare indiferent de etapa de viață, de vârstă, de dezvoltare personală, profesională în care ne aflăm? Avem acest potențial? Acum mă gândeam că o să vă mărturisesc ceva așa din intimitatea vieții mele, ca să spun așa. Saskia este un copil cu sindrom Down. Saskia, copila mea, care are 14 ani acum și eu lucrez foarte mult cu ea, sunt aproape de ea. E mult de lucru în continuare, este un copil minunat, este la o școală normală, însă lucrez mult cu ea, sunt conectată mult la ea. Am încredere în acest potențial de care vorbim acum. Deci, cumva, nu vă povestesc numai din cărți. Vă povestesc din parcursul vieții mele și vă spun cu toată deschiderea.
Cu siguranță că avem acest potențial, cu siguranță el există în fiecare dintre noi, dar are nevoie de noi, conștient, ca să facă aceste schimbări, ca să facem aceste schimbări în viața noastră. Acum, neuroplasticitatea creierului vine și ne spune, dacă la 50 de ani vrei să înveți o limbă străină, poți să o faci. Dacă la orice vârstă îți dorești să faci o schimbare în viața ta, poți să o faci. Sunt oameni care după 50 de ani s-au apucat să alerge la maraton, sunt oameni care au învățat sau au scris o carte după o anumită vârstă înaintată. Nu putem să ne punem limită în să spunem că eu nu pot. Poți să spui că nu poți, dar cel mai bine ar fi și te îndemn să spui, eu nu am putut încă nu am putut. Da? Când punem și acest încă, atunci creăm o deschidere spre ce aș putea cu adevărat, cu credință, cu încredere și prin foarte multă muncă. Da, trebuie să o spunem, prin multă muncă să mergem înainte. Dar cred că despre muncă într-un alt mod, nu muncă, despre perseverență, despre lăsați timpurile actuale să vă transforme în oameni mai buni și mai puternici. Da? Asta înseamnă că te lași și că faci niște lucruri pentru asta. Cred că e foarte important această dorință de setare a intențiilor, a obiectivelor și să-ți dorești să lucrezi cu tine și cu cei din jurul tău până la urmă, indiferent ce muncă ai avea. Mi-aduc aminte o poveste foarte frumoasă cu o tânără care, studentă, care era și la un magazin la casă, vânzătoare, și cât de fericită pleca în fiecare zi pentru că era acolo și se simțea bine conectându-se cu oameni. Da? Din orice poziție, din orice meserie pe care o ai, poți să te bucuri și poți să crești în umanitate, în percepții, în abilități cognitive, în orice ți-ai propune să crești. Iar un moment esențial în această creștere și în această schimbare este felul în care îți începi dimineața. Și știu că deseori ne-ai transmis asta, că rutina de dimineață, practic, poate să ne schimbe întreaga zi și că ar fi de preferat să fim atenți la acest moment al zilei, care de fapt este o prefigurare mentală a zilei care urmează în fața ta. Cât de importantă este această rutină în schimbare, în crearea acestor obiceiuri conștiente de-a lungul zilei? Ce înseamnă rutină de dimineață bună, astfel încât să ne activeze acel potențial de schimbare și să avem curajul să ne permitem schimbarea în timpul zilei? Da, e în această rutină, în primul rând, intervine dorința de a te disciplina, da? Și de a avea instalate mici obiceiuri pe care le urmezi, indiferent de ce se întâmplă. Bine, acum nu indiferent de ce se întâmplă, dar încerci să le respecti și să le parcurgi zi de zi. Cred foarte tare în rutina de dimineață, pentru că în momentul în care îți începi ziua, ar fi bine să te gândești că te pregătești pentru tot ceea ce o se întâmplă într-o zi întreagă, din punct de vedere fizic, din punct de vedere emoțional, la nivelul proceselor, de toate felurile în mintea și în trupul tău. Și atunci ar fi bine să ne gândim cumva cum să fac să mă pregătesc, să mă antrenez pentru asta, adică să-mi fac o mică încălzire. Și sunt foarte multe studii acum, e o carte 5AM a lui Robin Sharma care are acel 20 de minute de sport, pentru că atunci când faci mișcare fizică, scazi nivelul de cortizol, pur și simplu crești nivelul de dopamină și serotonină, cortizolul este răspunzător de frică, starea de dopamină vine cu motivație și absolut așa este dimineața dacă facem un pic de sport, un pic de stretching, un pic de mișcare. Ne crește nivelul motivațional cu care pornim în ziua mai departe. Este dovedit, trebuie să încercăm asta și cu toți. Și dacă suntem matinali și dacă ne trezim mai târziu, de ora 6? Și dacă suntem, oricând e binevenit. Adică mi-l aduc aminte acum și pe doctorul Oz într-o conferință la București care spunea că este primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți întinzi corpul și să poți să faci tot ceea ce înseamnă pregătirea corpului pentru detoxifierea lui dimineața, da? pentru a merge la toaletă, pentru a te elibera de toxine și a-ți elibera mintea și a-ți clarifica parcursul mai apoi. Adică nu e nicio îndoială că rutina de dimineață, unii bineînțeles că o au, de exemplu, să bea o cafea sau să-și aprindă o țigară și să bea o cafea. Poate să meargă lucrurile astea, dar poate că nu este cea mai bună rețetă pentru starea de sănătate de peste 10 ani
sau pentru starea de claritate mentală de peste 20 de ani. Da? Adică noi cumva ceea ce facem zi de zi este, ne duce înainte spre ceea ce vom deveni în timp. Vrem să fim sănătoși și vrem să fim cu mintea limpede până în ultima zi de viață. Cu toții cred că ne dorim asta. Rutina de dimineață este pentru mine cumva, nu știu, e cert este că dacă rutina de dimineață este împlinită și rutina de seară, eu în restul zilei pot să fiu liniștită, pentru că acum așa simt, da? În momentul în care am proiecte mai multe, eventual pot să vă povestesc despre asta, cum mi-am făcut priorități. În fiecare zi am câteva priorități și asta am învățat de la mentorul meu, Andy Sechei. În fiecare zi, în agenda, puneți 3 priorități. Un om care are mai mult de 3 priorități s-ar putea să n-aibă niciuna. Da? Adică una, două sau 3 priorități. Astăzi stau de vorbă cu dumneavoastră. Este o prioritate. Fac mâncare pentru cină, a doua prioritate. Și îmi propun să fac niște exerciții fizice de jumătate de oră, a treia prioritate. Dacă aceste 3 lucruri pe care mi le-am însemnat în agenda de dimineață sau cu o seară înainte, eu le realizez, este extraordinar. Am prioritățile bifate și orice aș face pe lângă nu mă disturb. Adică nu mă, știți că intrăm uneori în faza aceea, vai, n-am făcut nimic, vai, câte am de făcut, nici nu facem, nici n-am făcut, ceva de genul acesta. Cum să ne tratăm atunci? Cum să ne tratăm în momentul în care vedem că nu am reușit, vine seara și nu am reușit să ne apucăm de acele priorități? Cum să ne tratăm? Să avem o șansă a doua zi să o luăm de la capăt? Cu blândețe, pentru că astăzi așa a fost. Astăzi așa a fost, dar fără să nu lăsăm să dormim supărați sau fără introspecție. Adică, ok, nu am reușit astăzi să fac, dar oare aș putea să mă gândesc ce m-am împiedicat cu adevărat? Ok, și dacă facem introspecția asta și punem câteva întrebări, pur și simplu noi cu noi putem să și scriem, asta este fantastic, da? Eu sunt pro-scris și jurnal și cred că e foarte mult înseamnă pentru noi în momentul în care facem lucrurile acestea, dar nu neapărat, să o luăm pas cu pas, în momentul în care mă gândesc ce m-am piedicat și cum aș putea mâine oare, sau mâine dacă aș avea aceleași piedici, oare cum aș putea să reacționez altfel decât am făcut astăzi, ca să pot să-mi văd de treabă. Ca să pot să fac treaba. Și în momentul acesta în care nu ne culcăm nici supărați pe noi și am stat de vorbă cu noi și ne punem nădejdea că mâine o să reușim, pentru că deja avem, gândindu-ne introspectiv câteva minute, dormim bucuroși, adică am făcut ceva. Adică faptul că în ziua aceea n-am făcut nimic este de fapt o lecție, că seara m-am învățat singur cum aș putea să fac a doua zi și a doua zi să reușesc. Așadar, chiar dacă nu reușim să ne ocupăm de cele 3 priorități pe care ni le stabilim, să înțelegem că ne putem folosi de acea nereușită pentru a învăța cum se face mai bine data viitoare și când vom ști mai bine, vom face probabil mai bine. Aceasta fiind acel obicei conștient. Exact, este un proces. Dacă n-am făcut, trebuie să știu de ce n-am făcut. Nu doar că n-am făcut, eu n-am putut, eu nu pot. Nu. Ok, bun, n-ai putut încă, n-ai putut astăzi, dar mâine cum aș putea să fac? Și atunci îmi creez această nouă deschidere, nouă perspectivă și anulez eșecul cu o zi în care am încercat și încerc și am și mâine posibilitatea să fac asta. Asta se întâmplă când avem cele 3 priorități de care spuneam, dar poate să fie zile fără priorități, pentru că prioritatea este merg la serviciu și nu o să-mi notez asta într-un calup de priorități, da? Cu toate că la un moment dat când sunt structurat pot să fac și lucrul ăsta, e foarte bine. Dar să spunem că sunt la început de drum în instalarea obiceiurilor. Nu punem calupurile de cele 3 priorități, dar punem ritualul de dimineață și seară. În momentul în care te conectezi cu tine dimineața și seara, începi să ai o altfel de viață. Începi să ai o altă, să te cunoști altfel pe tine, da? Pentru că intri într-o taină cu tine pe care n-ai făcut-o până acum în mod conștient. Și ritualul de dimineață poate să însemne 5 minute în care mă gândesc ce-mi doresc în ziua respectivă, poate să însemne o rugăciune, poate să însemne scrierea a 10 dorințe sau gânduri sau năzuințe personale și fantastic ce bine funcționează lucrurile acestea, este incredibil, dar iarăși
avem nevoie de practică. Putem să facem mișcare fizică, putem să facem, să citim dintr-o carte, da, mă pregătesc pentru un proiect în care am nevoie să studiez. Bun, în ritualul meu de dimineață intră, pe lângă faptul că beau apă, că mă mișc 5 minute în fața geamului deschis, respirând, că citesc dintr-o carte 10 minute, un sfert de oră, jumate de oră. Și am plecat în ziua care a venit cu ce? Cu o creștere a mea, cu o atenție asupra mea, cu o bucurie că deja m-am făptuit până să ies din dormitor niște lucruri pentru mine. Și seara la fel, pot să mă gândesc, de exemplu, noi avem un ritual și tot o să vorbesc despre acest ritual, peste tot răspund, pentru că dacă l-auzim cât mai mulți și îl practicăm cât mai mulți, este minunat. Împreună cu soțul meu și copila mea, noi seara spunem 3 recunoștințe. Fiecare spune pentru ce este recunoscător în ziua respectivă. Și ce se întâmplă în acel moment? Odată, treci prin ziua ta, vezi despre ce e vorba. 2, uneori avem timp să ne dăm seama cum este celălalt, să-l cunoaștem pe celălalt, să intrăm în lumea celui mai adânc. Este un moment de conectare cu noi și cu ceilalți. Și te pui, da, și te pui într-o anumită stare. Eu tot timpul spun și este așa un crez, o convingere fermă. Una dintre cele mai puternice resurse în a parcurge cu putere ce ai de parcurs este să fii recunoscător pentru ce ai acum. Recunoștința este cea mai mare putere pe care poți să o ai în săvârșirea lucrurilor de aici înainte. Și toate aceste lucruri sunt lucruri mărunte, simple, pe care le poate face oricine, în orice cameră de 20 de metri pătrați de care aminteam la începutul emisiunii sau oriunde, în natură, oriunde te-ai afla, singur sau împreună cu cei dragi, și iată că ele pe termen lung pot să producă astfel de schimbări în starea de bine, în felul în care te simți cu tine și în felul în care te conectezi cu oamenii din jurul tău. Și poate că acele justificări sau raționalizări de genul nu am timp 10 minute dimineața sau e un exercițiu prea simplu, am nevoie de ceva foarte sofisticat pentru a produce cu adevărat o schimbare serioasă, sunt doar niște justificări și n-ar trebui să cădem în această capcană, ci să plecăm de la lucrurile acestea atât de simple și frumoase. Este zona aceea de confort. Este zona aceea de confort care de fapt nu-i confort, e o stagnare și e greu să o părăsești. E foarte greu pentru că tu o cunoști, tu te-ai obișnuit așa. E foarte greu să faci o schimbare dacă nu ai un obiectiv pentru care faci acea schimbare. E foarte important de ceul în momentul în care, așa cum spunea și Nietzsche, când știi de ceul, găsești toate variantele de cum să ajungi la acel de ce pe care ți l-ai setat. Tommy Robbins este cu cele cu 10 minute. Dacă n-ai 10 minute pentru dimineață, pentru tine n-ai o viață. Da, eu m-am obișnuit să vorbesc despre lucruri simple. Eu cred că simplitatea și în exprimare și în dăruirea către ceilalți este importantă, pentru că cumva informația avem foarte multă. Suntem plini de informații, de cunoaștere, de cărți și minunat. Acum avem nevoie de acea putere să ne conectăm, adică nu este suficient. Adică eu vin cu drag, vorbesc către voi, dar aș vrea să se ducă ceva mai departe. N-aș vrea să vă vorbesc doar din cărți, din cunoaștere, care, repet, e minunat, dar mai mult decât atât, ar trebui să lăsăm unii celorlalți firescul din viața noastră, pe care noi l-am învățat învățându-ne și să-l dăruim mai departe. Și lucrurile de care ai spus, recunoștința și obiceiurile și ritualul de în fiecare zi, și astea sunt chestiuni care oricare dintre noi ar fi bine să le facem. Și dacă încă nu le-am făcut, să le facem de aici înainte. Și asta mă aduce la următoarea mea întrebare, pe care foarte tare mi-am notat dinaintea discuției noastre să nu cumva să uit să o pun. Ce înseamnă început bun? Da, să pui început bun. Să pui început bun înseamnă să... Nu m-am gândit la asta și acum mă gândesc. Înseamnă să te uiți, cred că să te uiți cu ochii către cer, cu fruntea către cer și nu cu nasul. Da? Nu cu nasul în sus, cu fruntea în sus. Să pui un început bun înseamnă să crezi în ceea ce îți dorești să faci, să crezi și să știi unde vrei să ajungi.
Eu zic că începutul bun pentru fiecare ar fi acesta, să fiu un om mai bun, zi de zi. Este un nou început. Ce înseamnă să fiu un om mai bun? Înseamnă să fiu pur și simplu mai bun în ceea ce fac profesional, în relațiile personale, să fiu o mamă mai bună, să fiu o soție mai bună, să fiu un partener unde lucrez mai bun. Adică, cred că acesta este răspunsul pe care eu acum sunt foarte multe variante prin care se poate pune. Asta este acum ceea ce rezonează cu mine. Să punem început bun, să fim oameni mai buni zi de zi. Și pentru că această emisiune se desfășoară astăzi, luni, seara, este un prilej bun ca după emisiunea noastră să ne dezvoltăm poate acel ritual de seară și mâine dimineață cel de dimineață, rutina de dimineață și să punem acest început bun. Să începem cu un obicei simplu, mărunt, pe care îl putem repeta în fiecare zi și care va aduce o schimbare pe termen lung. Suntem în ultimele 5 minute ale emisiunii și îmi doresc foarte tare următoare întâlnire la care să discutăm despre o altă temă. O temă pe care aș vrea însă să o începem astăzi, pentru că mărturisesc că nu m-am gândit niciodată că putem învăța cum să ne creăm amintiri. Adevărul este că la o analiză foarte simplă, sigur, felul în care îți reactivezi din mintea ta trecutul poate să reprezinte fie un motiv de bucurie sau, dimpotrivă, un motiv de tristețe sau de furie sau de conflict și lista poate continua. Aș avea nevoie de să înțeleg un pic mai mult ce înseamnă această posibilitate de a fi atentă la felul în care îmi creez acum, în acest moment, o amintire pe care să o țin cu mine mai departe și pe lângă asta aș mai avea nevoie de ceva, de o temă de casă, până la următoarea noastră întâlnire, la care să fim poate atenți în acest proces de creare a unor amintiri bune, frumoase din viața noastră. Ce înseamnă însă să ne creăm amintiri, să fim atenți la cum facem asta? În această perioadă am luat la un moment dat o carte, să citesc o carte total diferită de ceea ce eu citesc în ultimul timp. Și a fost extraordinar, a fost ca o gură de oxigen. Și cartea se numește Arta de a-ți crea amintiri. Și este scrisă de un danez, a cărui nume nici nu mă trebuie să-l pronunț. Și acolo am fost revelată cumva să-mi dau seama că, de fapt, din nou atenție este în prim plan. Din nou, pentru a putea să-ți making memories, ai nevoie de atenție prin toate simțurile tale. Pentru că atunci când ne gândim la amintiri din urmă, sunt conectate cumva de emoții, de emoții puternice, da? Fie ceva pozitiv, fie ceva negativ, ne rămân acestea, fie legate de simțuri, de un miros plăcut, de ceva ce am văzut undeva, un peisaj, de o mâncare bună pe care am mestecat-o în gură și pe care am simțit-o într-anumit fel și pe care ne aducem aminte cu bucurie în anumite momente care țin de această masticație sau de un anumit gust. Sau, da? Deci toate sunt legate de, în momentul în care vrei să-ți creezi o amintire frumoasă, concluzia așa ar fi, ai nevoie să mintea să fie puțin pusă pe pauză și să ai simțurile toate treze ca să poată să se conecteze cu acel moment și să ia cu tine acel moment. Este interesant, acum mă gândeam, oare cei care ne privesc sau poate... Poate noi acum am putea să facem un exercițiu ca să putem să facem să ne creăm o amintire în momentul acesta. Există ceva ce ne-ar putea marca acest moment? Cu siguranță acum eu, dacă te întreb și dacă mă întreb pe mine, putem să ne ancorăm de ceva și putem să ținem minte acest dialog, putem să ținem minte ceva din ceea ce s-a întâmplat acum în această întâlnire. Și asta înseamnă o conectare mai profundă prin exercitarea atenției, pentru că ne-am dorit asta. Și asta înseamnă să facem să ne creăm o amintire. Mă gândesc și vă îndemn pe cei care ne priviți, oare ce a fost semnificativ? Ce a fost cel mai touch, cum să spune, în momentul în care ne-ați ascultat? În aceste minute.
luați cu voi, gândiți-vă un pic. Se spune foarte fain că nu este important ce vorbim atunci când ne întâlnim, ci este mai important cu ce rămânem după ce plecăm și am vorbit. Fie că vorbim de o întâlnire așa cum este aceasta sau de o conferință sau de ori altceva. De asta, momentul în care acum închidem, poate că și tu și eu și noi toți, iartă-mă că am zis așa, dansă cu tot dragul, noi toți putem să ne gândim oare cu ce aș putea să plec eu din aceste minute, oare ce ar fi semnificativ pentru mine sau transformațional, de ce nu, pentru că avem nevoie să fim curajoși și să ne punem gânduri curajoase. Și vă invit să faceți asta. Cuvinte foarte frumoase ca de fiecare dată, pentru care eu sunt foarte recunoscătoare. Ce voi lua cu mine este ca în momentul în care încheiem emisiunea, într-un minut, peste o oră, când ne vom face noi, familia noastră, rutina de seară, am să îl întreb și pe soțul meu și pe copilul meu ce a bucurat astăzi, pentru ce sunt ei recunoscători. Eu asta voi lua cu mine și sper să reușesc să țin acest obicei conștient și foarte sănătos și de acum încolo și sunt convinsă că și telespectatorii noștri vor lua poate acest mesaj sau poate alte mesaje din lucrurile extraordinar de minunate pe care ni le-ai povestit în această seară. Aștept cu nerăbdare următoarea întâlnire despre amintiri, pentru că sunt foarte, foarte importante. Până la urmă, ele constituie tot trecutul nostru, povestea vieții noastre este formată din aceste amintiri și cred că este un proces foarte important să învățăm să ne creăm amintiri bune, pozitive, frumoase în viața noastră, astfel încât să le ducem cu noi pentru totdeauna. Sunt recunoscătoare, mulțumesc! Și eu mulțumesc și să ne fie de folos și cu bucurie! Așa să ne fie! Mulțumesc din suflet! Emisiunea noastră s-a încheiat! Eu sunt Ica Secoșan. În această seară alături de noi a fost doamna psiholog, dr. Lavinia Melania Bratu. Ne vedem săptămâna viitoare luni la ora 20 la Atelier de Psihologie. Până atunci vă doresc o seară plăcută și o săptămână pe măsură!